Vă invit să deschidem Scriptura la cartea 1 Samuel, capitolul 1, și vom citi primele 20 de versete. Cartea Samuel, capitolul 1, primele 20 de versete. Pagina 290-291 în Sfânta Scriptură pentru copii. Era un om din Ramataim Țofin, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Țuf, efratit. El avea două neveste. Una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa, la Shilo, ca să se închine înaintea Dumnezeului oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hovni și Fineas, preoții ai Domnului. În ziua în care își aducea Elcana jertfa, dădea părți nevestei sale Penina, tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci o iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți ani era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea: Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Shilo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei, Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu-i se auzea glasul. Eli credea că este beată și i-a zis: Până când vei fi beată? Du-te de te trezește. Ana a răspuns: Nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băuturi amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. El a luat cuvântul și a zis: Du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. I-a zis: Să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat des de dimineață. După ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Elcana s-a culcat cu nevastă sa Ana și Domnul și-a dus aminte de ea. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Samuel. Dumnezeu a ascultat, căci a zis ea: De la Domnul am cerut. Amin. Suntem în perioada dinaintea sărbătorilor și doar peste câteva zile vom auzi urări de felul: sărbători fericite, Crăciun fericit, un an nou fericit. Va fi vremea în care toată lumea va ura altora fericire. Dar oare ce le urăm? Ce-i fericirea? Când le urăm fericire, de fapt ce le dorim? Filozofii zic, fericirea înseamnă să ai o viață bună și să-ți meargă bine. Asta e fericirea, o viață bună și să-ți meargă bine. Psihologii sunt un pic mai complicați decât filozofii și spun: fericirea este o emoție pozitivă, de bucurie, de mulțumire, combinată cu sentimentul că viața are rost și merită trăită.
Economiștii sunt cu picioarele pe pământ și spun fericire înseamnă să ai salar bun, să fii sănătos și să ai protecție socială. Adică la bătrânețe să n-ajungi a nimănui și să n-ajungi pe drumuri. Dacă toate astea le ai, ești fericit. Și oamenii își doresc fericire. Ciudat însă este faptul că alergăm după fericire, ne dorim fericire, facem urări de fericire și totuși cei mai mulți oameni sunt nefericiți. Oare de ce? Și oare ce avem de-am greșit? Sau ce ar trebui să facem altfel? În dimineața aceasta ne vom uita în Sfânta Scriptură la o femeie nefericită. Ne vom uita să vedem cum a ajuns nefericită. Ce fel de viață trăiește o femeie nefericită? Ne vom uita la un moment de cotitură în viața ei când s-a schimbat radical totul și ajunge fericită. Este vorba despre Ana din cartea 1 Samuel. Ana este prezentată aici direct când a ajuns căsătorită. Biblia nu ne spune nimic despre părinții ei și despre copilăria ei. Nu ne spune dacă a avut frați și surori, nu ne spune dacă s-a înțeles bine cu părinții, nu ne spune nimic despre celelalte aspecte din tinerețea ei. Doar când a ajuns căsătorită. Acum, e normal ca orice fată să-și dorească să fie căsătorită. Și când se căsătoresc tinerii, noi le urăm căsnicie. Ce fel de căsnicie? Fericit, așa-i? Cine ar ura cuiva, i-ar dori cuiva să fii căsătorit și să fii nefericit? Pentru că toată lumea pornește spre căsătorie cu această așteptare, să fii fericit. Și Ana a pornit la căsătorie, s-a măritat cu un bărbat pe nume Elcana și a crezut că va fi fericită. Numai că la câteva vreme după căsătorie apare o problemă care o nefericește. Nu poate avea copii. În vremea aceea, pentru o femeie căsătorită să nu poată avea copii era una dintre cele mai grele poveri sufletești. Pentru că, așa spune Scriptura în binecuvântările lui Dumnezeu, că pe cei pe care îi binecuvintează Dumnezeu le va binecuvânta și rodul trupului. Și în vremea aceea, dacă o femeie căsătorită n-avea copii, era semnul că n-are parte de binecuvântarea lui Dumnezeu sau chiar mai grav. Că a păcătuit cu ceva și Dumnezeu o pedepsește, e judecata lui Dumnezeu pentru care nu poate avea copii. Să ajungi în vremea aceea în care toată lumea se uită la tine și trage concluzia. N-ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Poate că ai făcut ceva. Poate ești vinovată. Poate Dumnezeu te pedepsește. E o povară extraordinar de grea, dar dincolo de povara aceea, este dorința unei femei căsătorite de a avea copii și nu-i poate avea. Ne aducem aminte de Rahela care îi spune lui Iacov, dăm copii sau mor. Adică viața fără copii n-are sens. Și în zilele noastre sunt asemenea situații. Femei căsătorite care își doresc din toată inima să aibă copii. Și dintr-un motiv sau altul, nu au copii. Dar durerea lăuntrică, suferința este extraordinară. Dar ne întoarcem la vremea Anei de atunci, când să fii căsătorită fără copii înseamnă că ești nefericită. Soțul ei își dorește copii.
și constată că nu poate avea copii cu această soție. Așa că ia decizia să își mai ia o soție, să intre în poligamie și se mai căsătorește cu una ca să poată avea copii. Imaginați-vă ce înseamnă asta la nefericirea Anii. Adică eu nu-l împlinesc, cu mine căsnicia lui este neîmplinită, a trebuit să ia pe altcineva și dintr-o dată sentimentul de nevrednicie, de apăsare, de viață care o strivește, este și mai mare. Elcana se căsătorește cu a doua soție, cu Penina, și lucrurile pentru Ana sunt și mai apăsătoare. Pentru că Penina poate avea copii. Și are mulți copii. Are băieți și are fete. Și fiecare copil care se naște din relația lui Elcana cu Penina este o altă apăsare pentru Ana. Grea viață. Și ca și când toate astea n-ar fi de ajuns, Penina găsește modalitatea de a o umili cu fiecare ocazie. Adică să îi aduc aminte că ea n-are parte de binecuvântările lui Dumnezeu, că ea este fără niciun fel de rost în viață, n-are nimic. Că spre deosebire, ea are băieți, are fete, are viitor, are viață. Și de fiecare dată Penina găsește motivul, găsește metoda, zice Biblia, să o înțape. Adică să o umilească, să o rănească. Cum interesant este că Ana înseamnă grațioasă și Penina înseamnă veninoasă. Interesant nume i-au pus părinții când s-a născut. Cum te-ai simțit să te cheme veninoasa? Dar asta e viața ei, acesta e caracterul ei, acesta e numele. Și veninoasă cum este, mai face ceva. Pândește momentul care ar trebui să fie cel mai frumos, când se duc la casa Domnului. Cortul este la Shilo, Elcana este religios, deși calcă legea lui Dumnezeu și intră în poligamie și face ce nu trebuie, dar e religios. Mulți oameni religioși calcă legea lui Dumnezeu, dar sunt nelipsiți de la biserici, de la ritualuri. Așa e Elcana. E religios, se duce cu familia, aduc jertfe la templu și pentru o familie ar trebui să fie cel mai frumos timp și cele mai frumoase experiențe. Ne-am dus să ne închinăm Domnului. Și când Elcana aduce jertfa, în rânduiala de atunci, preotul ia partea lui, altă parte se arde pe altar și altă parte este dată familiei care aduce jertfa ca să mănânce ei din jertfa aceea. Elcana ia jertfa și împarte. Am o întrebare, vă rog să nu ridicați mâna. Cât ați crescut în casă cu mai mulți frați și mama a împărțit mâncarea pe farfurie la fiecare? Te-ai uitat să vezi ce au ceilalți în farfurie? Ți s-a părut vreodată că la celălalt a pus mai mult? Cei care am crescut la țară, vă duceți aminte cum te uitai la cine se pune copanul și la cine se pun ghearele de la pui? Vă duceți aminte? Ei, imaginați-vă că în momentul în care Elcana împarte, că el e responsabil să împartă porțiile, dă porție Peninei, tuturor copiilor pe care i-are de la ea și apoi se duce să-i dea Anei porția ei și cum este farfuria Anei. De două ori mai plină decât a celorlalți. Adică, Ana, te iubesc și îți dau de mâncare și îți dau mult și bun. Credeți că a putut mânca? Pentru că de îndată ce primea farfuria, Penina se uita la ea, se uita la copiii pe care i-are
Și îi făcea semnele acelea lui Ana, dar mănâncă, că doar atâta mai poți face în viață. De altceva nu ești bună decât să mănânci. Că n-ai copii și n-ai viitor și n-ai binecuvântarea lui Dumnezeu. În momentul acela Ana izbucnea în plâns, nu mânca și toată sărbătoarea era apăsată de nefericire. Știți că pentru cei mai mulți oameni sărbătorile sunt aducătoare de nefericire? Toate sondajele ne spun că în vremea sărbătorilor avem numărul cel mai mare de oameni nefericiți. Așa e Ana. Acum, are o problemă biologică. Nu poate avea copii. Are o problemă de familie. Soțul a intrat în poligamie. Are o problemă de relație cu Penina, care o umilește mereu. Și are un soț care numai nu înțelege despre ce-i vorba. Ascultați ce face Elcana când soția lui plânge și nu mănâncă, e apăsată. Elcana, bărbatul, i-a zis: Ana, pentru ce plângi? Dar nu trebuia să știe de ce plânge soția lui. Ana, de ce plânge? Adică pentru el plânsul tău n-are niciun rost. N-ai niciun motiv. Adică să plângi lângă soțul tău și soțul tău să se uite la tine și să spună: și eu nu te înțeleg. Te-ai luat o raznă. Ana, de ce plângi? De ce nu mănânci? Că uite ce porție bună ți-am dat. Acum aici o mică precizare. La supărare ne comportăm diferit. La stres, la supărare, unii mănâncă și nu se pot opri. Sunt oameni care la stres, la supărare, mănâncă și mănâncă și pun pe ei kilograme în plus și sunt mai supărați și mâncă mai mult și intră într-un fel de tipar din acesta periculos și extrem de dăunător. Alții sunt pe partea cealaltă. La supărare, la stres, nu pot mânca. Nu pot mânca. Nu le primește organismul. Orice ai dat și oricât de ai dat, la supărare, nu pot mânca. De care parte ești? Să vă spun de care parte eu? Ați fi curioși. Întrebați-o pe Delia. La supărare, nu pot mânca. Organismul nu-mi primește. Ana nu poate mânca la supărare. Și el care zice: Ana, dar de ce nu mănânci? Nu înțelege deloc. După care îi spune: Ana, pentru ce ți-ai întristat inima? De ce supărată? Adică el nu vede ce se întâmplă, nu vede insultele, nu vede suferința ei. De ce e supărată? Așa e ce soț înțelegător. În ghilimele. După care vine cu mângâiere: Ana, nu sunt eu mai important pentru tine decât 10 feciori. Adică, Ana, nu ești mulțumită că mă ai pe mine? Și întrebarea ar fi: dar tu ai fost mulțumită numai cu mine? Când el a fost nemulțumit și acum se crede atât de important încât dacă îl are pe el, nu mai trebuie nimic. Imaginați-vă să ai toate acestea și să nu te înțeleagă nici partenerul de viață. E într-o situație fără ieșire. Biologic nu poate schimba lucrurile, familia este o familie nebiblică, este poligamă, cealaltă o înțeapă, Elcana nu ia niciun fel de măsuri, Elcana se comportă de parcă toate lucrurile acestea n-ar avea niciun fel de importanță. Încotro să te duci? Ești prins în această legătură de familie, ești prins în această nefericire și te uiți înainte și nu vezi nicio luminiță la capătul tunelului. Nu se poate schimba nimic. Oare ce să faci? Ai vreo șansă? Ai vreo soluție? În literatura necreștină este
romanul femeii nefericite în căsătorie și sunt două romane care sunt clasice și care stabilesc tiparul. Unul este Madame Bovary a lui Gustave Flaubert, Emma Bovary, o femeie măritată și nefericită. Celălalt roman este pe partea orientală, răsăriteană, este a lui Tolstoi, Ana Karenina. O altă femeie măritată și nefericită. Și Flaubert și Tolstoi analizează viața unei femei căsătorite și nefericite. Oare cum se vor termina lucrurile? Înainte de a merge mai departe, întrebare. Dacă ar fi venit Ana la tine să spună, soră, uite care e situația în care mă aflu, uite care e chinul, uite care e suferința, uite care sunt necazurile mele, ce mă sfătuie să fac? Dacă ar veni la tine să spună, frate, ești om al lui Dumnezeu, ce mă sfătuie să fac? Ce ai fi spus Anei? Ce sfat ai fi dat? Întrebare. Ce faci tu când ești nefericit? Am văzut că nefericirea este definită de filozofi, de psihologi, de economiști, ca și o stare care depinde de lucrurile din afară. Dacă ai din asta, dacă ai de cealaltă, dacă sunt împlinite așteptările, dacă sunt satisfăcute dorințele, adică dacă lucrurile de afară, din prejurul tău, răspund nevoilor tale, dorințelor tale, așteptărilor tale, atunci ești fericit, trăiești bucuria. Numai că suntem într-o lume în care toate aceste lucruri sunt schimbătoare. Vremurile și împrejurările sunt schimbătoare. Cele ce astăzi îți pot da o senzație de bunăstare, de bucurie, de satisfacție, mâine pot să dispară sau să se întoarcă împotriva ta. E posibil să fii intrat într-o relație de căsătorie cu mari așteptări. Și în relația de căsătorie să fii descoperit lucruri care te fac nefericită sau nefericit. Ce să faci? În urmă cu ani de zile, eram la un interviu televizat, la un post de televiziune și cel care îmi lua interviu m-a întrebat ce are de făcut un creștin care a intrat într-o relație de căsătorie și e nefericit în căsătorie. Și am spus, Biblia zice, dacă ai făcut un jurământ în paguba ta, ce să faci? Să-l duci până la capăt. Și a spus, dar asta este doar partea care ține de obligația legământului. Cealaltă parte, Hristos Domnul a spus, eu am venit în lume ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Și a spus, orice creștin care a intrat într-o relație și se simte nefericit, are de evaluat următorul lucru. Ce anume îi determină fericirea? Pentru că spre deosebire de psihologi, de filozofi, de economiști, Biblia are altă definiție a fericirii. După Biblie, fericirea este starea lăuntrică de echilibru și de bucurie care rezultă dintr-o relație corectă cu Dumnezeu. Din perspectiva Bibliei, fericirea este rezultatul unei relații cu Dumnezeu care îți umple inima de bucurie, care îți umple inima de mulțumire, indiferent de ce se întâmplă în afară. De aceea poate să spună Domnul Iisus, ferice de cei flămânzi, ferice de cei care plâng, ferice de cei care sunt blânzi, ferice de cei care sunt săraci în duh, adică ferice de oamenii care au o relație cu Dumnezeu atât de puternică, atât de intensă, încât inima lor este plină de ceva ceresc. Așa că i-am spus acelui om care îmi lua interviul,
ce oferă Dumnezeu. S-a încheiat interviul. La câțiva ani de zile de la interviul acela, a divorțat de soția lui cu mai mulți copii și s-a căsătorit cu una mai tânără, cu vreo 20 și ceva de ani decât el, sau cam așa ceva, și și-a făcut filmul de a doua căsătorie într-un land din ăsta de... Care salea? Lavandă. Într-un land de lavandă. A luat-o pe asta, fătucă tânără, el trecut de 40 de ani, cu prunci și cu soție abandonată, și s-a filmat mergând printr-un land de lavandă și printr-un land de floarea soarelui, ca să le spună tuturor că-s fericiți. Știți care este ciudățenia ciudățenilor? Că a primit atâtea like-uri de la pocăiți. Fascinați de comportamentul acestui om care a luat o razna. Înțelegeți? Că intrăm în logica în care spunem și noi, ca Flaubert sau ca și Tolstoi, dacă ești nefericit, atunci evadează. Dacă ai intrat într-o relație și ești nemulțumit, caută altă soluție, caută-ți fericire în altă parte. Și oamenii o caută. Unii o caută acum pe internet. Am avut situații de femei nefericite, bărbați nefericiți, care au intrat pe internet, au navigat, s-au întâlnit cu nu știu cine pe internet și au găsit pe internet dragostea vieții lor. Acum, dragii mei, bărbatul acela sau femeia aceea pe care îi întâlnești pe internet, băiatul acela sau fata aceea pe care îi întâlnești pe internet, nu sunt în realitate cum sunt pe internet. Pe internet apar ca îngeri, în realitate sunt demoni. Și vei descoperi lucrul acesta când ajungi să îi cunoști. Dar la ora actuală, oameni nefericiți deschid ușa aceasta virtuală, deschid această social media sau media socială și se duc și rătăcesc pe drumurile acelea căutându-și fericirea. Alții se duc în alcool, alții se duc în droguri, iar eroinele lui Flaubert și a lui Tolstoi se sinucid. Una se otrăvește, alta se aruncă sub tren. Pentru că ajung în faza în care pe pământ nimic nu le mai poate da fericirea. Ana este într-o situație de nefericire la limită. Oare ce va face? Ana s-a sculat. Din momentul în care era atât de umilită și atât de apăsată, cu sufletul amărât, cu viața împovărată, s-a sculat și se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. S-a dus la casa Domnului. E cortul, este la Shilo. Eli este mare preot, un mare preot care a falimentat, copiii lui sunt falimentari. Ana nu le poate cere nici lor să facă ajutor pentru că sunt ei înșiși de parte de Dumnezeu, dar se duce înaintea Domnului și începe să se roage. Ana se desprinde de lucrurile de pe pământ că nu le poate schimba. Se îndreaptă spre cer și strigă către Dumnezeul oștirilor. Se ruga Domnului și a spus: Doamne Dumnezeul oștirilor. Pentru prima dată în Vechiul Testament apare acest nume al lui Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor. Asta înseamnă Dumnezeul tuturor puterilor cosmosului, universului. Dumnezeul care ții sub controlul tău toate puterile universului. Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, vine înaintea celui care este mai presus de tot și de toate și vine din poziția cea mai de jos, roaba ta. Vine înaintea lui Dumnezeu nu cu pretenția de a-i se face dreptate, nu cu pretenția ei la fericire, ci spune: Doamne, dacă vei binevoi să privești spre starea întristată a roabei tale, este, Doamne, harul Tău, este mila Ta pe care o implor. Doamne, dacă îți vei aduce aminte de mine,
Asta este dorința mea. Care e dorința Anei? Ce își dorește? Vă rog să fiți atenți. Doamne, cer de la tine să-mi dai un dar și dacă mi-l dai, ți-l dau înapoi. Doamne, dă-mi un copil, dar nu-l cere ca să-i fac în ciudă lui pe Nina, nu-i cere ca să pot să mă duc să zic, na, ai văzut? Nu cere ceva în răzbunare, nu cere ceva pentru mândria ei, spune, Doamne, dă-mi ceva ca să am ce să-ți dau înapoi. Dă-mi un copil ca să ți-l pot da înapoi. Doamne, dacă mi-l dai, îl voi crește și ți-l voi da ție pentru slava numelui Tău. Doamne, dacă Tu te uiți înspre mine, eu am descoperit elementul fundamental, că tot ceea ce sunt și tot ceea ce am, nu sunt scop în sine, ci toate sunt pentru slava numelui Tău. Doamne, Te rog, dă-mi ceva ce să am să-ți dau înapoi. Și faci acest jurământ. Dacă îmi vei da un băiat de parte bărbătească, ți-l voi da ție pentru că aș vrea să crească și să fie în slujba ta. Cu momentul în care Ana cere acest lucru de la Dumnezeu, preoții de la templu sunt în starea cea mai de jos a corupției, națiunea este în starea cea mai de jos morală, totul este așezat într-o imoralitate cumplită, suntem pe vremea judecătorilor, când nu era împărat în Israel și când fiecare făcea ce voia el. Anarhie totală, socială, morală, religioasă. Ana spune, în această anarhie, în această decădere, Doamne, eu cred într-un nou început. Se roagă, rugăciunea este atât de intensă, este apăsat sufletul și este încărcat și ea spune, învărsam sufletul înaintea Domnului. Adică era atât de plin sufletul de apăsare, de lucrurile care m-au mâhnit, era atât de plin de durere, încât n-am mai putut altceva decât să îmi golesc sufletul înaintea Domnului. Și în timp ce se roagă, cel care trebuia să fie preotul care o încurajează, se uită la ea și vede că se roagă și își mișcă buzele, dar nu se aude nimic și trage o concluzie. Care e concluzia? Femeia asta e alcoolică. E alcoolică. Și a venit și alcoolica asta la templu. Așa că revoltată îi spune, până când o să fii beată? Du-te de aici și trezește-te! Așa e că adaugă la durerea ei. Ai fost vreodată la biserică și în loc să te duci acasă încurajat, te-ai dus acasă lovit? Ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie inima fiecăruia. Uneori e posibil să se întâmple și așa ceva. Ana este cumplit de lovită, numai că Ana spune, nu spune, dacă așa mi-a zis, în veac nu mai calc la templu. Dacă așa s-a purtat cu mine, nu mai vreau să aud de ei și mă mut la altă tarabă. Ana îi răspunde frumos și spune, Domnul meu, nu sunt beată, nu sunt femeie imorală. Sunt o femeie cu inima atât de încărcată de durere, de povară. Sunt atât de mâhnită încât singura mea șansă este să strig către Dumnezeu. Și înaintea Lui am stat și prea multa mea apăsare m-a făcut să stau atât de mult în rugăciune. El înțelege și spune să te asculte Dumnezeul Israel. Și acum citim ceva incredibil. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei s-a schimbat. Adică în ce fel s-a schimbat? S-a dus mai tristă sau ce ziceți? Deci când s-a schimbat fața, fața este ecranul sufletului. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar la mine se vede când e supărat. Așa-i? La mine se vede când e supărat. Dar se vede și când e bucuros. Ana s-a dus și era atât de apăsată și atât de întristată. Termină rugăciunea și se luminează fața. Dar s-a schimbat ceva?
S-a schimbat ceva în familia ei? S-a schimbat ceva în familia ei? Nu. A devenit dintr-o dată soțul ei mai înțelegător. A devenit Penina dintr-o dată mai bună. S-au schimbat lucrurile în trupul ei în mod vizibil, perceptibil pentru ea? Nu. Numai că Ana descoperă că relația cu Dumnezeu aduce în inima omului atâta echilibru, atâta pace, atâta bucurie, atâta încredere, că atunci când deschizi inima spre Dumnezeu, se umple inima de cele cerești. Până atunci s-a umplut cu cele de pe pământ. Se umple inima cu cele cerești. Și umplută de lucrurile cerești. Vom vedea mai târziu în capitolul 2 când Ana, plină de bucurie a mântuirii, spune: mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul. Mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul. Nu este alt Dumnezeu în afară de tine. Și Ana este plină de toată plinătatea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în mijlocul necazurilor ei s-a îndreptat spre cer. Și fericirea din perspectiva Bibliei este starea aceea de echilibru, de bucurie, de plinătate, când inima este într-o relație bună cu Dumnezeu. Se duce, fața este altfel. Ajunge acasă și Domnul și-a adus aminte de ea. Și Domnul a făcut să zămislească. Și Domnul i-a dat un copil. Și-a dat un băiat de parte bărbătească și Ana i-a pus nume. Ce nume i-a pus? Samuel, adică Dumnezeu a ascultat. Dacă sunteți cu numele Samuel, să știți că asta înseamnă Dumnezeu a ascultat. I-a pus numele Dumnezeu a ascultat. Imaginați-vă ce a însemnat pentru ea în fiecare zi să se roage pentru Dumnezeu l-a ascultat. Dumnezeu a ascultat. Și are copilul acesta și îl crește și îl înțarcă. Și când este înțărcat, îl ia împreună cu daruri pentru casa Domnului și se duce exact la Șilo. Probabil să fie avut copilul 3 ani și ceva, înțărcarea era mai târzie în vremea aceea ca și în vremea de acum. La 3 ani și ceva, s-a dus cu copilul și știți ce a făcut? Doamne, l-am cerut pentru slava Ta. Am făcut un jurământ. Doamne, acesta e copilul pe care mi l-ai dat. Eu mi-am împlinit datoria și l-am înțărcat și acum ți-l dau ție. Și l-a lăsat la templu. Așa e că ne înfioară. Și s-a dus acasă. Spuneți-mi, ce credeți că a făcut Ana restul zilelor până când s-a dus la următoarea sărbătoare la templu? Ce credeți că a făcut? Ce ziceți? Credeți că s-a uitat la televizor, la telenovele? Credeți că a stat să-și facă poze și să-și pună like-uri și dislike-uri? Biblia noastră zice, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Unde i-a rămas inima? La casa lui Dumnezeu. Unde și-a lăsat comoara? La casa lui Dumnezeu. Vedeți? Una dintre problemele noastre este că cerem lui Dumnezeu să ne dea prunci pentru ambițiile noastre, pentru planurile noastre, pentru visurile noastre, pentru ambițiile noastre de un fel sau de altul. Ana a spus, Doamne, eu cer să-mi dai ceva pentru slava Ta și dacă mi-l dai, ți-l dau înapoi. Știți ce se întâmplă? În unul dintre cele mai întunecate momente ale istoriei poporului Israel, se aprinde o lumină. Tot Israelul de la Dan până la Berșeba a știut că Dumnezeu a ridicat un profet în Israel. Samuel este profet. La vârstă tânără Dumnezeu îi vorbește. Și pentru că îi vorbește Dumnezeu, el vorbește celorlalți. Și Dumnezeu îl ia pe tânărul acesta, pe copilul acesta, îl crește. Și este cel care
unge primul împărat al lui Israel și îl unge pe al doilea. Știți care este al doilea împărat pe care îl unge? Este David. Și se deschide ușa spre Mântuitorul. Pentru că Domnul Iisus Hristos este numit și fiul lui David. Când Ana se roagă, din nefericirea ei, din durerea ei, se întoarce spre Dumnezeu, îi se umple inima de bucurie, primește un dar din partea lui Dumnezeu și îl dăruie lui Dumnezeu, se schimbă viața ei și se schimbă istoria lumii. Ce se întâmplă când se roagă o femeie nefericită? Dumnezeu schimbă istorie. Dumnezeu schimbă. Dar ne apropiem de fiecare dintre noi. Ești nefericit? Care sunt lucrurile care îți umplu viața de nefericire? Care sunt lucrurile care te dor? Unde te duci cu ele și ce faci cu ele? Apostolul Pavel spune, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Ce spune Apostolul Pavel este, vino cu ele la Hristos. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră și nu mai este un Dumnezeu departe, este un Dumnezeu care a venit să fie cu noi și numele Lui este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și când ne adunăm la oaltă sau acasă când deschidem cuvântul și ne plecăm înaintea Domnului în rugăciune, atunci când stăm înaintea Lui, îi aducem înaintea Lui toate frământările, durerile noastre. Pentru că în tot universul acesta, doar unul singur a strigat, atunci și peste veacuri, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Frați și surori, toți ceilalți vrem să scăpăm de oameni trudiți și împovărați. Nimeni nu vrea să se înconjoare cu oameni împovărați. Nimeni nu vrea să aibă în jurul lui oameni care sunt trudiți, căzuți. Toți am vrea să ne înconjurăm cu oameni care sunt bine, fericiți, care nu-și cer nimic ce numai îți oferă. Toți am vrea să fugim de cei cu necazuri. De ce? Pentru că suntem neputincioși în fața lor. Dar cel care a venit din cer, Fiul lui Dumnezeu care e Dumnezeul dragostei, el harului, e Dumnezeul bucuriilor și a fericirii, e Dumnezeul tuturor binecuvântărilor glorioase ale cerului, a spus, veniți la mine. Ai vrea să vii la El? Dar să zici, și dacă vin, ce se întâmplă? Oare ce se întâmplă? Dacă vii la El, oare nu o să fie mai rău? Dacă vii la El, oare nu-ți pecetuiești soarta pe un drum fără ieșire? Cuvântul lui Dumnezeu spune, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște, îmi pășun verzi și mă duce la pe de odină, îmi înviorează sufletul și mă pozește pe care drepte din pricina numelui Său, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și noiaua Ta mă mângâie. Tu mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei și îmi ungi capul cu un de lemn. Da? Fericirea și îndurare. Mă vor însoți când? În toate zilele și voi locui unde? În casa Domnului. Până când? Până la sfârșitul zilelor mele. Observați? Ce înseamnă Domnul este păstorul meu? Ai vrea să vii la El? Una dintre cele mai frumoase experiențe a fericirii care este din plinătatea relației cu Dumnezeu mi-a rămas peste decenii în minte. În 1981-82, împreună cu un grup de frați din Biserica Emanuel, am construit o tabără pe dealurile subcarpatice de la Târcăița. Fratele Nelu Popovici aici își aduce aminte, mai sunt și alți frați care își aduc aminte. Era vremea comunistă și n-aveam voie să avem tabere pentru copii. Erau restricții de tot felul. Și am hotărât, cu ajutorul Domnului, să facem o tabără sus acolo, în pădure, pe deal, departe. Am dus materialele noaptea și le-am urcat cu frați pe spate noaptea ca să nu ne prindă comuniștii. Și cu ajutorul unor oameni extraordinari de dedicați și de gata de jertfă,
S-a construit o tabără, am captat un izvor și am avut și apă și ne-am dus cu prima grupă de copii a bisericii în tabără. Nu vă spun ce a însemnat bucuria când am ajuns acolo. Dar n-au trecut decât câteva zile până când ne-au identificat autoritățile comuniste și au trimis un pluton de milițieni ca să vină și să ne aresteze. Când a venit plutonul de milițieni și au ieșit de la liziera pădurii înspre Poienița, unde era tabăra, copiii noștri erau la vremea servitului mesei, se vreau masa. Fiecare avea farfurioara lui, a ei, cu mâncărica gătită acolo. Sora Bodor, fratele Bodor erau acolo, sora Bodor era învățătoare la copii. Când copiii au văzut că vin milițienii, s-a întâmplat ceva incredibil. S-au ridicat în picioare ca unul singur. Au început să cânte, nu mai fi trist, căci pentru tine s-a coborât din străluciri Domnul Iisus. Sunt fericit, chiar dacă am lacrimi pe obraz. Și le dădeau lacrimi pe obraz și s-au dus înspre milițieni să le dea mâncarea lor. Oamenii au fost copleșiți. Dar înțelegeți bucuria copiilor noștri cu lacrimi pe obraz? Dar este ceva mai mult decât lucrurile lumii acesteia. Sunt lucrurile cerului. Și Domnul vrea să le aducă în inima ta, să ia păcatul, să ia toate lucrurile care ți-au ruinat viața, să-ți deschidă drumul spre lumea cerească și să facă lucruri din tine și prin tine pentru slava lui Dumnezeu. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Uită-te adânc în inima ta. Ești nefericit? Ești nefericit în viața ta personală? Ești nefericit în familie? Ești nefericit în alte împrejurări? Ți s-a umplut inima de amărăciune și de apăsare și de nemulțumire și de deznădejde? Ești nefericit? Fiul lui Dumnezeu a venit din lumea gloriei, a fericirii eterne, ca să ne aducă împăcarea cu Dumnezeu. Fericirea este o rezultantă a relației cu Dumnezeu, a relației în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, a iertării păcatelor, a renunțării la drumurile păcatului și ale lumii și a întoarcerii pe calea crucii Domnului Iisus Hristos. Și îl spune, veniți la mine. O, Doamne, cercetează întreaga adunare. Apropie-te de inimile care sunt întristate. Apropie-te de cei care sunt împovărați și nefericiți. Apropie-te de aceia care se simt prinși ca într-o capcană din care nu mai pot scăpa. Doamne, mulțumim că ai venit să aduci cerul în inima noastră. Și mulțumim că stai și bați la ușa inimii fiecăruia. O, Doamne, te rugăm, umple inima fiecăruia de bucuria mântuirii tale. Te rugăm să fii Domnul și Mântuitorul nostru. Ne rugăm pentru străinul care a intrat aici. Ne rugăm pentru tineri sau oameni în floarea vârstei sau oameni bătrâni care trăiesc durerea nefericirii. Doamne, ia-le povara, luminează-le mintea și îndreaptă-le inima spre calea păcii lui Hristos. Te rugăm să vindeci fiecare inimă și fă să ne ducem spre casele noastre plin de bucuria cerului. Ai venit să ne aduci viață din belșug. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să rodească noi bucuria din belșug, pacea și fericirea și dragostea și tot ce înseamnă plinătatea roadei Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, ne rugăm pentru aceia care au inima încă legată de lume. Te rugăm, dezleagă-i. Ne rugăm pentru aceia pe care îi ai în mod special în clipa aceasta în atenția harului Tău și bas la ușa inimii lor. Te rugăm, dă-le harul să răspundă chemării Tale. Dă-le puterea să se întoarcă la Tine.